Salutare mașiniști! Recent am spart pușculița și ne-am apucat să punem DSG pe al nostru Lupo de 400 de cai și am zis să revin cu un clip despre costuri și concluzii după ce mașina este funcțională cât de cât. Mai avem însă de rezolvat problema launch-ului, la asta nu i-am dat încă de cap, dar sunt încrezător că o să-i dăm de cap la problema launch-ului cu băieții de la Dop Motorsport, care sunt partenerii noștri în acest proiect. Recent, pe al nostru Lupo de 400 de cai, am pus un DSG DQ250, care este cam aceeași cutie în mare parte, de la Golf 5 în sus până la Golf 6, 7 și așa mai departe. DQ250 este o cutie destul de populară și este destul de similară până în prezent, adică aceeași cutie se găsește și pe mașinile 2016 și pe mașini 2005. Diferența însă din ele este mecatronicul, care face lucrurile mai bune sau mai rele, dar o să discutăm și despre chestiunea asta imediat. Foarte multă lume a întrebat cam cât a costat și am zis să revin cu chestiunea asta și de asemenea cu niște impresii după ce am condus mașina ceva timp, am participat și la drag cu ea și pot să spun mai exact care sunt plusurile, minusurile și cât vă costă aceste plusuri și minusuri. Ca să începem cu începutul, care ar fi costul pieselor efectiv. Conversia în mare parte am făcut-o eu, la băieții de la Dop Motorsport am făcut partea de ABS, partea de electrică și partea de soft de cutie. Ca și piese, începem așa, o cutie DSG începe, să zic, pe la 2000 de lei, nu prea poți să le iei mai ieftin de 2000 de lei, dar la banii aia cam au kilometri mulți. Acum cu kilometri lucrurile stau în felul următor, eu am cumpărat o cutie de Passat B8, 130.000 de kilometri pe mecatronic. Știți cât timp m-a ținut mecatronicul ăla? Până am postat video ăla pe care vi l-am arătat, primul video cu am pus cutia pe mașină. Atât. După aia, în seara următoare a crăpat mecatronicul. Mecatronicul era cu cod F, pentru că așa este pe Passat B8. Între timp am pus un mecatronic cod C, pe care îl aveau băieții de la Dop Motorsport. Ca idee, mecatronicul care a crăpat avea 130.000 de kilometri, C-ul care l-am pus are 220.000, dar merge. Deci, din punct de vedere al kilometrilor, nu știu să vă zic dacă să căutați cutie cu kilometri puțini. Eu am căutat și am găsit cutie cu kilometri puțini care a funcționat circa 100 sau 140 de kilometri. Deci, nu știu ce să vă zic. Eu când căutam cutie cu kilometri puțini, lumea mi-a zis că merge și cu kilometri mai mulți. Până la urmă avem mecatronic cu kilometri mai mulți. Așa a fost să fie. Ca și costuri. Eu am dat undeva la 2500 de lei pe cutie, dar m-a interesat faptul că era aproape de mine în București și puteam să-i citesc kilometri. Culmea, am găsit-o în același sector în care stau eu, la, cred că 2 minute de casă, era un anunț pe OLX. Cutia a mers, nu știu dacă mecatronicul avea probleme dinainte sau nu avea, că cei drept la început a mers și după aia n-a mai mers nici cu readaptări, nici cu absolut nimic. Dar o cutie, să zicem, pe care să vă puteți pune baza și care să fie de la un vânzător care să mai și răspundă la telefon după ce ați luat-o și după ce nu vă merge, să zicem că ar fi între 3500 și 5000 de lei. Una țiplă, kilometri sub 100.000, probabil că ar fi undeva la peste 5000 de lei. Deci, ca idee, 1000 de euro să luați bugetul maxim pentru o cutie care să mai aibă și mecatronicul în stare ok. Din punctul meu de vedere, cam asta ar fi bugetul pe care trebuie să-l aveți. Există un cunoscut de-al meu care vinde cutii foarte bune, dar nu avea la momentul respectiv, undeva la 3500 de lei vrea pe ele, dar are și cutii sub 100.000 de kilometri, dar nu avea la momentul ăla și atunci am luat din altă parte și asta a fost situația. Un mecatronic, ca idee, costă cam cât o cutie, adică cine vinde mecatronic SH, undeva la 2000 de lei cere, 2500, adică o cutie fără mecatronic are valoare aproape 0, pentru că ăla este creierul. Fără el, cutia are valoare destul de mică în piese, să zicem așa. Bun, deci am început cu costul de 2500 cutia, a mai fost și al mecatronic cam 500 de euro, am ajuns, după cum am zis, la costul respectiv. Am pus o volantă nouă Sax, pentru că nu prea ar trebui să te joci cu volantă SH. Aia a fost undeva la 1100 de lei cost de achiziție, dar nu știu dacă pe net se găsesc chiar la banii ăștia. Asta a fost la un furnizor de al meu. Cred că e un picuț mai scumpă la Autocarma și magazinele normale, să zicem așa. Kitul de ambreiaje am pus nou OM, 2400 de lei, iarăși ăsta cred că este un pic mai scump, deci nu știu, mai punem un 300 de lei, punem de la noi, punem 1400 volanta și cam 2700 alea, deci vin undeva la 4000 de lei ambreiajul. Hai să o dăm așa grosomodo, 4000 de lei ambreiajul. Aici este o mențiune de făcut. Ambreiajele stock de DQ250 cel puțin țin 600 de newton. Un ambreiaj performant de manuală este undeva tot pe la 3-4000 de lei. Ca bani
ești tot acolo din punct de vedere al ambreiajelor. Kitul de-l aveam înainte de ambreiaj, era din Anglia, a fost 600 de lire la vremea respectivă, acum cu inflația și așa mai departe, sigur bate tot pe la 4000 de lei. Deci culmea, ambreiajele, costul de ambreiaje între DSG și manuală este aproximativ la fel în momentul în care ai putere. Peste 600 de newton, însă la DSG e mai complicată povestea, costă undeva la 1800 de euro un set de ambreiaje care ține 1000 de newton. Aici deja diferența sare destul de mult, dar ce-i drept și la manuală, dacă vrei un ambreiaj B-disc, 3-disc care să țină caii ăștia, vorbim deja după aia de costuri de peste 1000 de euro și acolo, adică nu scapi la ambreiajele care țin mulți, mulți cai, nu scapi tot cu 600 de lire. Bun, deci am pus 5.000 de lei partea de cutie, 4.000 de lei partea de ambreiaje. Mai departe, ceea ce a mai fost nevoie a fost softul de cutie de la prietenul de la Dob Motorsport. Acela costă undeva la 800 de euro pentru 600 de newton, adică un soft de cutie agresiv care să țină ambreiajele presate și să țină tot cuplul respectiv. Un soft de 450 de newton, gen, hai să zicem, un stage 1, stage 2 mai moderat, să zicem așa, e undeva la 300 de euro. Cam astea sunt prețurile pentru softul de set. Partea de electrică, pentru că s-a montat altă pompă de ABS și pe lângă asta electrica de la DSG, care e foarte importantă ca cutia să meargă bine. Asta este undeva la 250 de euro, cel puțin pentru o mașină de genul ăsta. Pentru alte mașini nu știu exact cât costă, depinde de complexitate. Pentru a rezolva problema că cutia nu schimba treapta a doua, asta nu era din partea electrică și nu era din ceea ce au făcut băieții de la Dob Motorsport, era din faptul că pe față noi aveam un sistem de ABS și pe spate avem alt sistem de ABS. Dacă vedeți acum pe lupă pe spate, au apărut alte jante și după cum vedeți avem tot 5100 prezoane și sta să băgăm și un blitz. De fapt se vede destul de bine că acum avem discuri pe spate, nu mai avem tamburi, da? Treaba asta, conversia de la tamburi la etrier și la 5100, am făcut-o pentru că pe spate nu aveam semnal de ABS, nu știa pompa de ABS ce viteză au roțile spate și în funcție asta nu știa când se termină patinatul și când poate să-i dea treapta următoare. Acum am rezolvat problema asta, dar chestiunea asta a mai costat cel puțin la noi undeva la vreo 200 de euro în piese, pentru că am luat etrieri, recondiționat absolut totul, conducte noi, cabluri de frână de mână au fost altfel decât la tamburi, piesele din dezmembrări, efectiv butuci și așa mai departe, fierul, să zicem, a rămas, tot ceea ce înseamnă garnituri, pistonașe, conducte, tot ceea ce e consumabil și tot ceea ce se putea uza, am schimbat, dar acum avem și partea asta de ABS pe spate, pentru că lumea probabil s-a gândit că nu am făcut noi ceva bine la mașină de nu schimba a doua. Noi am făcut ceva incomplet și problema este că piesele astea de Golf 3, că am folosit piese de Golf 3 pentru a face conversia pe spate, deja Golf-ul 3 fiind destul de vechi, nu prea se găsesc ușor și mai ales că Golf 3 GTI îmi trebuia mie pentru butucii spate, pentru a face conversia respectivă și în momentul în care am făcut conversia, am aflat că există GTI 8 valve și GTI 16 valve și doar 16 valve are 5100 cum îmi trebuia mie. Și atunci, treaba este că a fost destul de greu și nu ne-am încadrat în timp să găsim piesele în dezmembrări și apoi să facem absolut toată conversia. Totul a venit cam plug and play la mașina asta, au trebuit doar niște conducte un pic custom de cupru pentru lichid de frână, dar în afară de asta nicio problemă din punct de vedere al potrivirii între Lupo și Golful 3. Deci avem, după cum am zis, 5.000 de lei cutia, 4.000 ambreiajele, 800 de euro înseamnă tot cam 4.000 de lei softul, 250 electrica. Deja se cam sare bine, sincer să vă zic, 2000 de euro, cam cât s-ar aștepta mod normal orice om la o conversie de genul ăsta. Însă, hai să vă zic și partea bună. Partea bună este că mașina a devenit mult, 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 mult mai plăcută de condus față de manuală. Ideea este că față de înainte, unde aveam pedala de ambreiaj, bine, pedala de ambreiaj încă e acolo, dar nu mai face nimic. Și spre exemplu, în trafic trebuia să mă chinui cu ambreiajul care cele de manuală care țin cai mulți. Sunt foarte dure plăcile de presiune și te nenorocesc în trafic. Acum pur și simplu când vreau să merg în față și sunt la viteză mică, ridici, da? Ridici ușor frâna, nu faci febră la picioare, nu absolut nimic. Adică acum se conduce ca o mașină modernă Lupo, chit că este totuși o mașină destul de veche. Nu mai ai probleme de genul ăsta și nu se mai simte race car-ish, pentru că în momentul în care pui un ambreiaj din ăla care să țină
cuplu respectiv și cei de ambreiajul pe care l-am avut nu a patinat niciodată, chit că am schimbat cu gazul jos, chit că absolut orice am făcut nu a patinat. Dar nu te puteai bucura de mașină cu el și asta vă spun cu toată sinceritatea, chit că sunt fan manuală și chit că costurile dintre manuală și DSG sunt, cum să zic, este o diferență colosală de costuri, pentru că o cutie manuală cum aveam eu este undeva la 100 de euro maxim, poți să găsești și cu 300 de lei în ziua de astăzi, era o cutie normală de ASZ și a ținut cutie stoc 400 de cai, oricum schimbam, oricum băteam în ea. Singurul ghinion a fost atunci la curse, dar era bucșa aia de la timonerie, care am rezolvat-o cu un mic splint băgat acolo. Deci cutie de 100 de euro, ambreiaj de 4000 de lei și ăla era tot setup-ul și niște planetare stock. Aici însă, ca să faci totul funcțional, este mult mai costisitor. Însă, după cum am zis, ăsta este beneficiu. Pe lângă asta, o să încerc să vă fac în videourile următoare filmări cu ceasul de boost. Nu pierzi boost între trepte deloc. Știți ce înseamnă zero pierdere de boost? Ca idee, ceasul stă efectiv acolo, deci ai schimbat treapta, ceasul unde trebuie să stea boost-ul nu există să miște un milimetru, deci chit că e diesel, chit că dieselurile de obicei au lag între trepte, pierd mai mult boost decât benzină, nu mai există așa ceva și asta evident că te ajută la timp, te ajută la accelerație, te ajută la absolut orice. Cu manuală, efectiv, chit că schimb cu gazul jos, tot există o pauză acolo, mai mare sau mai mică, depinde de cât de rapid schimbi tu, dar pauza există, pierderea de boost există. Mai mică sau mai mare, repet, depinzând de skill-ul tău ca șofer, doar că la DSG chestiunea asta pur și simplu este delete, adică nu mai există pierderile astea. Deci, după cum am zis, există avantaje și dezavantaje. De asemenea, la manuală se fărâmă mult mai repede cutiile, adică la nivel de 400 de cai cutia aia de 100 de euro, de vă spuneam de ea, mulți sparg treapta 3-a și treapta 4-a, cel puțin pe diesel, mai des treapta 4-a. La DSG-uri nu prea auzi de chestiunea asta, nu prea se întâmplă. Costă destul de mult cutiile. Mecatronica e cea care poate să spună probleme, dar nu se întâmplă chestiunea asta neapărat. Eu consider că am avut ghinion ca în multe alte cazuri, dar cutiile, în esență, mecanica cutiilor este foarte robustă și țin cu siguranță și mai mult decât am eu acum. La mine acum limita cam ar fi ambreiajele și sper să mă țină ceva timp și să nu avem probleme pe partea asta, pentru că trecerea de la ceea ce am la next level este destul de abruptă ca și preț. Adică, după cum am zis, 1800 de euro ar fi următoarea etapă de ambreiaje. Un alt lucru care mai este de menționat ca și dezavantaj sau poate avantaj, nu știu exact cum o să o gândiți voi, din punct de vedere al încărcării turbinei, la o turbină mare, care în general, cel puțin pe diesel, sunt mai leneșe, vă ajută un pic mai mult să încărcați, deoarece este mai greu ansamblu de cutii, adică un DSG când îl ridici cu tot, cu ambreiaje, cu tot, îți vine să chemi ambulanta dinainte că nu știi dacă te mai îndrepți la loc sau nu. Față de o manuală, cu tot, cu ambreiaje și volantă dacă pui, este sesizabil mai mare diferența ca și greutate, dar am observat că în mers ajută mult mai mult faptul că este mai greu ansamblu, turbina, cum să zic, are sarcină mai mare pe ea și poate să intre de la turații mai mici. Cu manuală, de multe ori aveam senzația că mașina parcă este fără niciun fel de greutate, parcă plutește și turbina era mai greu să intre în presiune, din cauza că și cutia este ușoară și ansamblu din ea și mașina e ușoară și așa mai departe. Acum, turbina se comportă mult mai bine în boost din faptul că este ansamblu mai greu. Este însă un dezavantaj în treptele unde nu ai nici puterea să le învârți haos, dar nici puterea să nu le învârți, adică unde ești acolo exact pe la mijloc, acolo să simți că încărcarea este mai nasoală. Gen la mine, a treia înainte, o lua și o învârtea direct, o dădea peste cap, se ducea aproape spre limitare. Acum, în a treia, e un pic mai la mijloc treaba și intră în boost mai greu, dar 1-2, spre exemplu, intră în boost foarte bine, trecerea din 2-3 este destul de lină. Însă, de la a treia și a treia în sus, simt față de înainte că ia un pic mai mult să plece tot ansamblu, dar după cum am zis, la turații mici și mers normal, chestiunea asta este chiar un avantaj, pentru că ai mai mult boost disponibil de la turații mai mici și evident și mai mult cuplu.
per total, dacă vă permite bugetul, o conversie la DSG merită, dacă vreți să vă bucurați de mașina voastră cât mai mult. Dacă mergeți, să zicem, cum merge Lupo, doar la drag și cam atât, adică kilometrii sunt foarte puțini per an, în momentul ăla nu știu dacă se merită o conversie de genul ăsta, pur și simplu pentru plăcerea de a conduce, diferențele fiind sesizabile ca și timp de schimbare, doar că merită doar la nivel competițional. Altfel, pentru mers de zi cu zi, pentru o mașină care nu merge atât de mult și nu neapărat vrei să concurezi, diferența între DSG și manuală e mare ca și cost și nu neapărat merită. Dacă este o mașină pe care o îndrăgești și vrei să o faci mai ușor de condus, mai prietenoasă cu tine și cu puterea cu care trebuie să se descurce, în momentul ăla este clar un avantaj să pui DSG. Cam asta a fost episodul de astăzi. Dacă mai aveți întrebări despre subiectul ăsta, așteptăm în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, drumuri bune!